Începe emoțiile pentru elevii de clasa 8-a, dar și pentru cei de clasa 12-a. Aceștia vor susține simulările examenelor naționale în perioada următoare. Elevii de clasa 8-a vor începe seria evaluărilor de luni, 5 februarie, cu prima probă la limba română, din cadrul simulării evaluării naționale. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, marți, aceștia vor susține proba la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor participa miercuri, 7 februarie, la proba de limba și literatura maternă. Probele încep la ora 9, moment în care în fiecare sală vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Astfel, timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 2 ore. Comunicarea rezultatelor se va face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Simularea are ca scop familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen real, dar și optimizarea rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale.